Scafandrii de la Isumehedin țin noată mii de metri la un singur antrenament pentru a putea face față misiunilor care nu sunt deloc ușoare. De ei depinde viața unei persoane într-o situație limită, de aceea trebuie să fie tot timpul pregătit să intervină. Încercăm să facem asta contra timp. Bine? Atenție! Dacă! Este foarte important pentru că în meseria de scafandru avem nevoie de o pregătire foarte bună, atât de teren cât și în apă. Aici facem antrenamente de rezistență, viteză, pentru a fi cât mai eficienți în salvarea victimelor. Pregătirea se desfășoară și la sediul subunității, unde avem sală de forță, antrenamente de teren, alergare, flotări și așa mai departe. Încercăm să facem tot ce este posibil ca intervențiile să fie desfășurate cu succes și să fie cât mai eficientă. Activitatea scafandrilor se desfășoară sub coordonarea profesorului de înot al Școlii Generale numărul 7, care știe exact cum se îndrume și ce să le ceară pentru ca antrenamentul să dea roade. Pregătire fizică, creșterea intensității de efort, urmărim în principal parcurgerea unei distanțe cât mai lungi, într-o unitate de timp cât mai scurtă. La antrenamentul trecut am avut 1000 de metri, astăzi am crescut cu 100 de metri, săptămânal acești băieți se pregătesc, chiar muncesc foarte mult, ei trebuie să facă astăzi între 1100 de metri, în maxim o oră și jumătate. Inspectoratul pentru situații de urgență Mehedinți are în componența sa o echipă operațională de scafandri formată din 5 pompieri care au absolvit cursul de inițiere la Centrul de Scafandri al Ministerului Apărării Naționale din municipiul Constanța. În felul acesta au obținut brevete de scafandru salvator. Cei 5 scafandri sunt atestați pentru intervenții în mediul acvatic de salvare și recuperarea victimelor. Pregătirea acestor scafandri este tot timpul în atenția Centrului Operațional Județean, pentru că această activitate de pregătire trebuie să fie planificată și continuă. Ea se desfășoară pe întreaga durată a unui an, atât în bazin cât și la centrul de antrenament scafandrii de intervenție de la Constanța. Sper ca în 2014 să lărgim area de pregătire și pentru alpiniștii de intervenție, tot așa prin încheierea de protocoale sau convenții cu diferite instituții abilitate. Echipa de scafandri de la Isumehedinți a devenit operațională la începutul acestui an. De atunci a desfășurat 3 misiuni în Mehedinți și una în afara granițelor județului la solicitarea colegilor din Dolj.